În ultimii ani, numărul mașinilor electrice a crescut, dar infrastructura din țara noastră a rămas în urmă. Nu avem suficiente stații de încărcare, iar asta îi face pe român să se gândească de două ori înainte să cumpere o astfel de mașină. Să ne uităm spre Constanța. Spre Constanța ar fi o stație. Dar este în afara autostrăzii oricum. Da, da, da. Pe autostradă nu cred că este nicio stație. Trebuie să te abați. Așa arată harta stațiilor de încărcare pentru mașinile electrice. Deși autovehiculele devin din ce în ce mai moderne, infrastructura de la noi bate pasul pe loc. În România sunt aproximativ 500 de stații de încărcare, cele mai multe în București, 100 la număr, iar o încărcare durează în medie 2 ore, 2 ore și jumătate. Marea problemă este atunci când vrem să parcurgem distanțe ceva mai mari, pentru că pe autostrăzi, de exemplu, astfel de stații nu prea există, iar riscul ca mașinile să rămână fără baterie este destul de mare. În drumul spre mare sunt foarte mulți clienți care pleacă spre mare și efectiv nu au unde să încarce sau trebuie să aștepte corele la coadă și asta este destul de neplăcut. Vi s-a întâmplat vreodată, nu știu, să vă sune un client că n-a avut unde să încarce? Da, destul de des. România a fost dată drept exemplu negativ de către specialiștii europeni în construcția de automobile, așa încât oficialii europeni ar putea să le impună țărilor membre un număr minim de stații de încărcare. Soluția trebuie să vină cât mai repede, căci în ultimul an numărul mașinilor electrice a explodat în toată Europa. Topul este condus de Olanda cu un procent de 20%. Asta înseamnă că una din 5 mașini noi este electrică. În clasament mai apar țări precum Suedia, Danemarca sau Austria, dar și Ungaria, cu un procent de 4,5%. Dublu față de România, care are o rată de 2,2, însă trebuie să știți că stăm mai bine, de exemplu, decât Republica Cehă, care are o rată a mașinilor electrice de 1,6%. În România, tot mai populare devin serviciile de car sharing cu mașini electrice. Cu o singură aplicație puteți să închiriați automobile parcate în tot orașul. Pentru o cursă de 10 km trebuie să plătiți între 30 și 40 de lei. Călătorile efectuate sunt de la câteva minute, dar pot dura și săptămâni, chiar și luni. Posibil ca clienții să testeze, să zic așa, autoturismele în vederea achiziționării. Capitala le pune piedici și celor care își cumpără mașini și plănuiesc să le încarce chiar în fața blocului. Lipsa unui loc de încărcare acasă. Ar fi interesant de observat că puține dintre noile dezvoltări imobiliare în București oferă acest tip de facilitate. Comportamentul șoferilor este unul care se bazează pe obișnuința de a avea un acces facil la benzinării. Problema e legată de infrastructură. Până în 2030, Uniunea Europeană vrea să reducă la jumătate emisiile de dioxid de carbon. Însă pentru acest lucru este nevoie ca în următorii ani numărul stațiilor electrice să crească de 27 de ori.